37 de kilograme de marihuana au fost descoperite la două familii din satul Rumeanță, raionul Cantemir. Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații au descins în locuințe săptămâna trecută. Narcoticele au fost găsite în pod. Gospodarii s-au dovedit a fi în vârstă de 37 și 43 de ani. Potrivit oamenilor legii, plantele de cânepă au fost cultivate în pădurea din apropierea satului. Polițiștii investigează dacă cei doi au o afacere comună sau lucrau pe cont propriu și caută și alte persoane implicate în businessul ilegal. Cei doi bărbați au statut de suspect, dar oamenii legii nu precizează ce pedeapsă riscă.